Condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, Mircea Băsescu, fratele fostului președinte al României, susține că este nevinovat și că are încredere în justiție. Cel puțin așa a declarat imediat după ce a aflat de hotărârea instanței în dosarul în care este acuzat de trafic de influență privind cazul Sandu Angel, zis Bercea Mondial. Hotărârea magistraților nu este însă definitivă. Mircea Băsescu spune că va face apel la decizia Tribunalului Constanța. Să comentez o decizie a unui instanță. 4 ani? Corect, incorrect? Așteptați la mai mult, la mai puțin? Vom merge la apel, este normal. Vă așteptați la o astfel de decizie? Da, știu. Sincer, nu. Da, știu. Vă așteptați la achitare, dar fiind faptul că ați și cerut avocatul meu? Plecați cu capul nostru. Da. Și asta pentru că vă considerați nevinovat? Da, eu mă consider nevinovat. Mircea Băsescu a fost condamnat pentru trafic de influență în dosarul privind mita pe care ar fi luat-o de la familia lui Sandu Angel, zis Bercea Mondial, pentru a-l scăpa pe acesta de închisoare. În același dosar, intermediarul Marian Căpățână a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare pentru complicitate la trafic de influență. Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că fratele său a primit o condamnare grea, în condițiile în care a susținut că nu a luat niciodată bani. Fostul șef de stat a mai afirmat că fratele său trebuie să respecte decizia tribunalului și să recurgă la căile legale de atac.